găsit, oameni buni, la o ediție specială. America sub teroare. Ați văzut imaginele în știrile din această seară și imagini cutremurătoare. Evenimentele care au avut loc astăzi au pus pe jar întreaga lume. Am invitat pentru a comenta ceea ce s-a întâmplat astăzi în America și, ceea ce se va întâmpla de aici înainte, o analiză, să spunem, oarecum la rece. Am invitat în studioul nostru pe domnii Cristian Tudor Popescu, Cornel Codiță și Stelian Tănase. De asemenea, vom intra în legătură cu martori oculari de la fața locului, la New York, cu oameni care s-au aflat în acele momente acolo. De fiecare dată când evenimentele vor cere, colegii de la Observator de asemenea vor intra în direct. Pentru început, intrăm în legătură, dacă avem legătura, cu domnul Răzvan Ionescu, președintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, care se afla la Pentagon. S-a pierdut legătura între timp. Haideți să trecem în studio și să discutăm ceea ce s-a întâmplat astăzi. Care ar fi, să spunem, primele reacții, domnule Popescu, din partea dumneavoastră, văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi în America? Este practic imposibil pentru un jurnalist, oricât de experimentat ar fi, în astfel de momente să emită analize, judecăți și lucruri foarte precise. Tot ce pot să spun este, ce voi spune acum, este la nivelul practic al unui om oarecare, unui simplu cetățean. Nu mă pot pretinde mai mult acum. Prima reacție care îmi vine în cap este că toți cei care, pentru că bănuiesc că există și astfel de oameni, am și auzit, care în acest moment se bucură, care au un rânje de satisfacție. Iată că Marea Americă, cea trufașă, făloasă Americă, este lovită, aceștia sunt niște nemernici. Nu a fost lovită America, acum a fost lovită întreaga lume. A fost lovită civilizația umană în acest moment. Ăsta e primul gând pe care l-am în cap. Al doilea, și poate va fi greu de suportat ce am să spun acum, nu pot să nu mă gândesc că pe acest continent unde niciodată America n-a fost bombardată din aer, niciodată, în schimb avioanele americane au bombardat de-a lungul deceniilor, de când există aviație, mai multe țări de pe această planetă. Nu pot să nu mă gândesc că locuitorii Americii experimentează, simt acum pe proprie piele ceea ce simțeau și la un nivel mult mai înalt, mai groaznic, ceea ce simțeau locuitorii Belgradului acum 2 ani de zile când ne găseam tot în acest studio, ceea ce au simțit locuitorii altor și altor țări ai Hiroshimei, Nagasaki, Vietnam și ce mai vreți dumneavoastră. Deci, repet, este o tragedie pentru întreaga lume. Ce s-a întâmplat în America ne va afecta pe fiecare din noi, cei de la această masă, din această țară, de pe această planetă. Este groaznic, dar poporul american suferă în acest moment un șoc psihologic la nivelul subconștientului colectiv, care va avea niște urmări incalculabile în viitor. Practic începe o altă epocă pe această planetă. Am înțeles. Domnule Codiță. Cred că sunt foarte multe lucruri fundamentale care au fost puse sub semnul întrebării astăzi și sigur că răspunsurile la aceste întrebări urmează să producă consecințe, așa cum s-a spus, pe care nu le putem evalua acum. Plecând, dacă vreți, de la definiția puterii, ce înseamnă putere? Ce înseamnă un stat puternic? Este America un stat puternic? Sigur că până ieri, până astăzi, la ora 14, puteam să spunem lucrul ăsta fără prea multă reticență. Dar întrebarea continuă. Ce este o acțiune politică puternică? Una care distruge, care poate să distrugă orice? Poate că da, poate că nu. După putere trebuie să te întrebi în legătură cu politica. Ce înseamnă politică? Ce înseamnă încercarea Americii de a rezolva diferite crize, situații, implicarea și ce consecințe? Până unde pot merge consecințele? Se poate face politică cu orice mijloace? Problema, dacă se poate face politică cu terorism, omenirea, să zic, după al doilea război mondial și-a pus-o de cel puțin 30 de ani. Și într-o dulce moțăială a acceptat mai jumătate trează, mai jumătate adormită, că da, se poate face politică cu terorism. Consecințele, roadele le culegem acum. Și probabil cuvântul, sau dacă vreți, sintagma cea mai, care va fi chestionată pe toate fețele, este cea a securității naționale, securității individuale. La ce bun? Cât trebuie să cheltuiască un stat de puterea și bogăția Americii pentru securitatea națională, până când securitatea omului să fie asigurată la nivelul la care, ducându-se de dimineață la
servici, dar să nu se pomenească cu un avion care se prăbușește în turnul gemenilor la etajul 85. Domnul Tănase. Că lucrurile importante deja s-au spus, numai câteva comentarii. Este cel mai mare atentat terorist din istorie, care a fost înfăptuit până astăzi. Este un eveniment absolut imprevizibil. Nu ne putem imagina să nu credem că un grup de experți de la Pentagon sau la orice minister al apărării putea să conceapă că World Trade Center poate fi atacat cu avioane pe acest scenariu al deturnării din aeroporturile americane a unor avioane de mare capacitate de pasageri pentru a fi zvârlite asupra unor clădire, drept cu mare semnificație și de imagine, dar și strategică, cum este Pentagonul sau World Trade Center cu cele două blocuri gemene. Ceea ce cred eu că pune în discuție această situație este natura relațiilor internaționale și de putere, raportul de forțe care este astăzi în lume. Putem să avem, în primul rând, America este sub stare de șoc și nu cred că va avea o reacție foarte rapidă. Vom avea discursul cum avem acum, pe vedem pe CNN, George Bush, reacții emoționale, diplomatice, puneri la punct, tentative de a elimina panica și de a calma lucrurile, dar evident că o reacție Americii vom avea de azi într-o săptămână cel mai devreme, pentru că în primul rând trebuie făcută evaluare cine putea să comite un asemenea atentat și apoi America va lua o decizie. Ce cred eu însă este că va avea o decizie extrem de fermă și de energică, dar că istoria americană se scrie până astăzi și de azi încolo. Spuneți-mi, probabil că foarte mulți oameni se întreabă lucrul ăsta, cum a fost posibil să aibă loc asemenea atentat? Azi voi să vă spun câteva lucruri legate de posibilitatea. Vedeți, orice societate deschisă și majoritatea societăților lumii occidentale sunt acest fel de societăți, își asumă un risc față de un atac de tip terorist, fie că sunt conștiente de acest risc asumat, fie că nu. Pentru că o societate în care poți să circul liber, poți să intri relativ ușor, în care poți să dispui de arme, în care poți să plătești și să găsești disponibil pe piață, să zic așa, aceste arme, toate aceste lucruri există într-o societate liberă, încă o dată, ca un risc asumat. Deci, întrebarea cheie este nu atât cum a fost posibil, pentru că întotdeauna este posibil. În plus, atacatorul are un avantaj inițial asupra țintei sale, și anume faptul că el inițiază, el gândește, el pregătește. Poate, nu, și nu mai surpriză, dar poate să pregătească. El poate să aibă la dispoziție luni de zile ca să-și pregătească acțiunea și dacă este suficient de bine acoperită, să surprindă. Deci spune că libertatea s-a întors. Aș avea o mică observație aici. Eu acum am așa niște flash-uri în cap. De luni și luni de zile, de ani de zile, auzim discuții despre scutul antirachetă. Discutăm despre cum să fie, America are negocieri cu SUA, cum să fie prijonite, cum să fie oprite misile, rachetele nucleare pe deasupra și mai departe. Și sub scutul ăsta minunat, antirachetă, gigantic, super tehnologie viitorul, iată cu ce mijloace, practic acum America a fost lovită cu piatra. Ca de un om de Neandertal, la nivelul bâtei și al pietrei. Fără, nu e nicio sofisticare. În toată povestea asta este exclusiv acțiune umană gândită, fără supertehnologie. Aici nu e supertehnologie. Eu-și mai aminti... Și pun, numai o secundă ca să închei, are un element definitoriu, e vorba de sinucigași. Deci e vorba de inși care, spre deosebire de americani, unde fiecare băiat de al nostru din America e foarte prețios, e greu să găsești un pilot sinucigaș în America, în alte națiuni, nu vreau să spun care, că încă nu putem să ne pronunțăm, să găsesc oameni dispuși să moară pe loc, pentru a face ceea ce s-a întâmplat. Vreau să fac un comentariu la ce spunea Cornel și Cristian mai devreme, în sensul că acest raport între o mașinărie foarte sofisticată de apărare, în care se investesc sume fabuloase, probabil cu o zecime dintr-o asemenea sumă, ar ajuta întregii Europe să accelereze dezvoltarea economică, sunt puse la îndoială în momentul când se întâmplă un asemenea atentat. Aș vrea să amintesc și pe fosta URSS, un asemenea atentat, când un avion plecat din Germania a ajuns în Piața Roșie și a aterizat, torpilând poate toate sistemele torpilând toate sistemele de securitate construite cu sudoarea câteva generații care inventau un sistem foarte sofisticat. Și atunci trebuie să ne punem și să plângem ce este de fapt, cum spunea și pe noi Coiță, puterea, ce costuri poate să aibă un asemenea sistem de siguranță care în fața unei asemenea tentative se dovedește absolut neputincios. O secundă, avem legătura cu domnul Răzvan Ionescu, așa cum spuneam, președintele Comisiei de Apărare al Camerei Deputaților, care se afla în momentul dezastrului, în momentul tragediei.
sau se afla în America și cu 5 minute înainte de a fi atacat Pentagonul, se afla în clădirea Pentagonului. Bună seara, domnule Ionescu! Alo? Bună seara, mă auziți? Spuneți-mi cum s-au întâmplat, cum ați trăit dumneavoastră aceste evenimente acolo, la fața locului. Am plecat astăzi dimineață împreună cu o delegație formată din membri ai țărilor candidate, Bulgaria, Croația, Estonia, Lituania, Slovenia și Slovacia, la Departamentul de Stat. Pe drum am auzit însoțitorul pe care îl aveam cu noi, am auzit de ceea ce s-a întâmplat la New York. Ne-am continuat programul, ne-am întâlnit cu oficial ai Departamentului de Stat și ni s-a spus la un moment dat că programul ni s-a schimbat și că probabil urmăm să mergem spre Pentagon în jurul orei 10. Am plecat spre Pentagon, însă am fost opriți din drum. Clădirea era evacuată și ne-am întors înapoi către Departamentul de Stat, unde nu am mai găsit mașina care ne-a însoțit de la hotel până acolo și am plecat pe drum, pe bulevard, către hotel, iar din locul în care am plecat, la aproximativ 20 de minute, a explodat o mașină capcană. Ne-am întors la hotel și am întâlnit, întrucât distanța este totuși relativ mare, de aproximativ 2-3 mile, ne spunea însoțitorul nostru, Am întâlnit pe drum oameni panicați, oameni speriați, îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Toată lumea urmărește buletine de știri, toată lumea ascultă posturile de radio și toți sunt interesați de ceea ce oficialitățile declară. Am înțeles. Atacul acela asupra Pentagonului s-a întâmplat înainte ca dumneavoastră să fi mers acolo, deci n-ați ajuns practic la Pentagon. N-am ajuns, eram chiar aproape de Pentagon, la aproximativ două blocuri și a trebuit să ne întoarcem. Sunteți într-o vizită oficială, practic din momentul ăla vizita dumneavoastră oficială s-a întrerupt, nu mai există nicio comunicare practic cu autoritățile. Da, evident că s-a întrerupt. Aveam întâlnire la Departamentul Apărării, la Senat, la... Iertați-mă, întâlnirea era pe teme de apărare, că tot vorbim. Da, era o întâlnire legată de noua concepție și strategia NATO privind summitul de la Praga și erau invitați reprezentanții țărilor candidate. Am înțeles. Bine. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule Ionescu. Bună seara. O sigură precizare, pentru că am auzit comentariul domnului Codiță și apoi al domnului Cristian Tudor Popescu. Pare foarte interesant ceea ce se întâmplă sub imperiul declarațiilor politice. Am auzit aseară pe CNN, deci aseară înainte să se întâmple dezastru, în comentarea unui senator american referitor la sputul antirachetă și la posibilitatea de a te apăra din afară și nu din interior. Uitați că la 24 de ore amenințarea este din interior, nu din afară. Totodată au fost comentarii al unor politicieni, de exemplu senatorul McCain l-a urmărit acum câteva minute, care împreună cu el nu, dar alți congresmen din Partidul Republican, din Partidul Democrat, acuzau foarte tare serviciile americane, FBI, CIA, întrucât considerau că este imposibil ca o operațiune de o asemenea învergură să nu fi fost monitorizată și preîntâmpinată. Monitorizată într-un fel, să nu fie existat semnale de undeva. Deci, practic, politicienii...
Oamenii politici... Amvergura unei asemenea operațiuni nu se pregătește în 2-3 zile, fără doar și poate. Bun, vă mulțumim. Este interesant de urmărit declarațiile politice care, practic... Atacă administrația, practic. Da. Atacă administrația, odată ce atacă serviciile. Urma să se discute luna aceasta sau luna viitoare bugetul apărării. George Bush n-a primit pentru proiectul antirachetă atâția bani cât ar fi vrut. Este o întreagă dispută și politică între cele două partide și cred că și aici ar trebui să, să urmărim cu atenție. Vă mulțumim mult pentru intervenție, domnule Ionescu. Bună seara și să vă întoarceți cu bine acasă. Ne întoarcem la discuția din studio. Vă întrebam, nu știu dacă n-ați apucat să răspundeți, cum a fost posibilă, cum a fost posibil acest eveniment, această tragedie. Serviciile americane, FBI-ul, CIA-ul, n-au avut o activitate care să preîntâmpine aceste... Practic, în momentul ăsta se poate vorbi că n-au existat aceste servicii. Domnul Tudor, întotdeauna... nu este posibil, asta e o demonstrație, că nu este posibil, oricât de departe va ajunge tehnologia în viitor, să se elaboreze un sistem defensiv sau ofensiv-defensiv perfect. Nu se poate. Și mai ales, un astfel de sistem va fi vulnerabil întotdeauna la factorul uman. Deci dacă reușești să controlezi toate elementele tehnologice, îți rămâne acest factor uman. Îți rămâne lupta cu demenții, cu fanaticii, cu teroriștii care sunt dispuși să se sacrifice și care ăștia sunt dispuși să treacă prin orice. Acum, discutam la un moment dat înainte de emisiune ipoteza science fiction. De fapt, noi ne găsim în plin science fiction. Eu cât am citit mult science fiction pe vremuri, cred că am citit cel puțin 5 sau 6 cărți în care se întâmplau lucrurile astea, din diverse alte motive. Și filme. Și filme. Da, chiar mă gândeam, e un scenariu SF care se întâmplă în clipa asta, în realitate. Și chiar mă gândeam, există o carte, nu mai țin minte cum se numea, cei al cincelea cavaler al Apocalipsului, mi se pare să numea, unde o bombă atomică era montată pe World Trade Center și exploda. Și chiar m-am gândit în timp ce vedeam asta la televizor, ce s-ar fi întâmplat, lucru posibil, iată, ca să avem și o încărcătură atomică în aceste avioane care loveau World Trade Center sau să fie montată acolo. Era posibil să se întâmple și asta. Dar nu cred, sub nicio formă, și ce a spus domnul Răzvan Ionescu aruncă o anumită umbră politică, este imposibil, după mintea mea, ca să fie ceva aranjat, ca să fie în cumonte, cum se spune. Nu se poate așa ceva, deja sunt zeci de mii de morți. Nimeni. Deci nu avem de face cu un Pearl Harbor, cu o scenare ca după aceea America. Mi-e teamă de altceva, că politica domnului Bush, pe care ca simplu cetățean îmi permit să nu o agrez deloc, domnul Bush este un pistolar primitiv, un cowboy, care face o politică tâmpită din punct de vedere internațional, nu știu aia internă, dar aia externă, nu-mi place a domnului Bush, și după părerea mea lucrurile se vor înrăutăți. Deci domnul Bush nu va ști să spună după asta decât că voi pune mâna pe pistol și voi pedepsi pe dușmanii poporului asta american. Asta a și fost declarația de ultimă oră, au declarat președintele american că au fost luate toate măsurile de securitate și că îi vor vâna pe atacatori și vor pedepsi. Da. Hunting, o da. Prima reacție. Pentru că tot vorbeam de atacurile teroriste, o informație de ultimă oră spune că teroristul saudit Ben Laden a avertizat în urmă cu 3 săptămâni că acoliții săi vor desfășura un atac fără precedent asupra unor obiective importante din Statele Unite din cauza sprijinului acordat de americani Israelului. Aceste informații au fost publicate într-un cotidian arab care apare la Londra. Un ziarist de la acest cotidian care a declarat că deținea informațiile conform cărora urmează să aibă loc un atac foarte important împotriva obiectivelor americane, n-a luat în seamă în serios aceste informații, preferând să urmărească ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla ceva din cele spuse de acoliții teroristului saudit Ben Laden, spune această informație de ultima oră. Care vor fi consecințele, pentru că tot mai des se vorbește de urmările acestui, spunea și domnul Tănase mai devreme, istoria statelor până acum și de aici înainte se va scrie altă istorie. Aș pleca de la imaginea foarte plastică creată anterior domnul Cristian Popescu, lupta dintre un, să zicem, un om de Neandertal cu piatră în mână și un astronaut, dacă vreți, cu toate tehnologia, cu și două și piatră un computer, în cap. Un computer, domnul, știți ce s-a întâmplat? Cineva a luat o bâtă și a lovit un computer.
placa frontală a computerului. Da. Plec de la imaginea asta pentru ca să spun următorul lucru. Vedeți, istoria violenței politice, a violenței organizate în sensul militar, are o particularitate foarte ciudată. Ea se așează, deci toată experiența acestei violențe se așează în niște straturi care nu pierd niciodată. Într-un mod paradoxal, toate armatele se pregătesc să ducă aproape toate războaiele care s-au dus vreodată în istoria omenirii. Uneori mai înlătură din posibilități. De exemplu, a fost, nu, dominația marilor armate, pedeștri, după aia au fost navele, au fost stăpânirea mărilor. Practic, astăzi, armatele încearcă să cuprindă, ca și cel puțin ale marilor puteri, ca și când ar trebui să ducă toate aceste războaie deodată. Sigur că nici o națiune nu va fi niciodată capabilă să facă acest lucru. Și aici se pune dramatic problema priorităților. Cu alte cuvinte, ce alegi? Te aperi de arma nucleară? Ar fi o copilărie să spunem acum că arma nucleară poate fi dată deoparte ca amenințare, ca și când ar fi existat, când 50 de ani și încă mai mult, lumea a trăit sub teroare. Și astăzi, de fapt, această amenințare există, doar că nu o simțim atât de palpabilă cum am simțit-o, de exemplu, sau cum a simțit-o Europa în criza cubaneză, nu? La fel de palpabil. Problema, deci, a priorităților. Și răspunsul la această problemă nu-l pot da militarii, ci cel mai adesea trebuie să-l dea politicieni. Militarii pot veni cu expertiza lor și pot spune, iată, din tabloul care se arată, e mai probabil acest tip de eveniment decât acesta. Dar politicianul este cel care, într-o lume de tipul americ, care trebuie să decide. Se pare că, deși dezbaterea asta a fost angajată în America încă de 3-4 ani, în mod serios politic, care sunt prioritățile apărării? Trebuie sau nu apărarea antirachetă? Ce semnifică această cheltuire de bani pentru alte priorități? Dezbaterea a ajuns, practic, și va fi, nodul gordian va fi tăiat de aceste evenimente. Pentru că nimeni nu se poate pregăti, cum spuneam, să ducă toate războaiele dintr-o dată, deși în realitate asta încearcă. Toate marile puteri au această tentație, dar costurile sunt atât de mari încât trebuie să alegi. Domnule Popescu, domnule Tănase, vă întreb și eu ca un simplu cetățean, pentru că tot e o expresie folosită an de zile în România. Poate fi vorba de un al treilea război mondial, pentru că se întreabă foarte mulți, mai ales în România, care au privit aceste imagini dramatice în cursul zilei de astăzi, se întreabă, domnule, începe războiul, în ce măsură, dacă va începe războiul, România poate să intre într-o astfel de confruntare mondială? Șansele sunt mici, după părerea mea, nu cred că va fi vorba de așa ceva, de altfel m-am uitat de la 6 până la 7, așteptând să văd ce mai urmează, mă gândeam că scenariul acesta evoluează, escaladează în cursul zilei, după ce am văzut că o oră nu s-a întâmplat nimic, mi-a fost destul de clar că lucrurile se vor opri probabil aici, pentru că din acest moment, sistemul american, americanii, japonezii au pățit lucrul ăsta în al doilea război mondial, poți să-i surprinzi în primele secunde. După care mașinăria, volantul american să punem mișcare și nu-i mai stă nimeni în față. Deci evident că situația, după ce au suferit această rușine mondială, serviciile americane, situația va fi sub control într-o oră, două, trei, acolo nu va mai mișca nimic în Statele Unite ale Americii. Deci lucrurile cred că se opresc aici, din punctul ăsta de vedere. Nu e vorba de un al treilea război mondial. Dar, repet, consecințele asupra psihicului Americii. Aici nu este vorba de zecile de mii de morți. Sunt zeci de mii de morți. E mai mult decât atât. E o detonare, e o explozie nucleară. În America a avut loc o explozie nucleară acum. Cu ghilimele de rigoare, cu ghilimele de rigoare, în psihicul americanilor. Din nou, o spun și o repet, Statele Unite înseamnă pentru mine simbolul democrației și al civilizației pe pământ. Dar nu pot să nu mă gândesc, din nou nu pot să nu mă gândesc la ceva ce s-a întâmplat de curând. La un lucru care pe mine m-a zguduit. La faptul că americanii au spus în lucruri legate de Bosnia, de Iugoslavia, de spațiul fostei Iugoslavii, au spus că dacă e vreo problemă cu ofițeri de-ai noștri, ei nu pot fi judecați de către europeni. Ei nu pot fi judecați decât de către americani. Deci ăla a fost un lucru care m-a zguduit. Cât de departe au ajuns cu disprețul, hai să o spunem, față de acest teren imobiliar care este America, potrivit domnului Donald Rumsfeld. Din nou, America este America. Fără ea, lumea nu poate merge înainte. Dar poate că se va mai schimba ceva la nivelul conștientului și subconștientului și a mentalității Americii, care, iată, se dovedește extrem de fragilă, extrem de vulnerabilă. Nu cumva efectul poate fi invers, să devină și mai trufașe și mai, vorbeați mai devreme de aroganță și de trufie?
Poate domnul Tănase. Nu, nu, din potrivă, cred că este o aducere a lucrurilor la scară. Vreau să fac chiar, dacă nu întrebați, un comentariu. După 89, evident, Statele Unite au rămas singura mare, singura supraputere. N-a mai fost rivalitatea cu celălalt colos, cu Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică pierzând recursa în armărilor. Este foarte ușor în această situație, chiar dacă nu vrei să joci rolul ăsta, să fii identificat cu un jandarm mondial. Orice se întâmplă, cineva ridică două degete și cere ca America să intervine. Dacă sunt probleme de sărăcie, evident, americanii trebuie să aloce resurse. Dacă sunt conflicte regionale, evident, americanii crede lumea, cred oamenii, trebuie să intervină, că ăsta e rolul, chiar dacă America nu își asumă acest rol. De altfel și în America este o dezbatere puternică în legătură cu rolul pe care Statele Unite să-l asume după războiul rece. Ori este foarte ușor, și așa s-a întâmplat și acum, ca să aibă imagine negativă, vorbesc de Statele Unite, pentru că toate frustrările sunt legate într-un fel sau altul de bogăția și de marea putere a Statelor Unite. Atentatul acesta, evident că născut în niște minți bolnave, a plecat de la această imagine că dușmanul omenirii este americanul american. Cred că prin această lovitură s-a întâmplat pe de o parte această umilire a Statelor Unite de către niște bande, niște gangsteri, niște teroriști, câteva zeci, câteva sute organizații care au putut să facă față unui colos, unei armate de câteva milioane de oameni și cu resurse practic inepuizabile în tehnologie, echipament, tot ce doriți. Deci acesta este primul efect care, care a pus America în genunchi. În momentul ăsta America este în genunchi și sângerează. Al doilea lucru este că trebuie să ne așteptăm la o reacție americană foarte determinată și va urma, cred, o hăituire pe plan mondial a celor care au organizat un asemenea atentat. Și aici este de văzut cam cum se va întâmpla acest scenariu. Putem să ne așteptăm la... În niciun caz nu poate fi vorba de război, spuneți. Nu, în niciun fel de război. Putem să ne așteptăm la, la un acord și între anumite țări arabe și țări occidentale și alte țări pentru a-i captura, pentru a-i găsi, pentru a-i identifica și pentru a preîntâmpina, pentru că vor lua măsuri că de energie plan intern să nu se repetă un asemenea atac, deci o colaborare internațională, dar se poate întâmpla și altceva. Pe fondul conflictului din Orientul apropiat, să existe un lung război de hărțuială, un fel de ghilimele gherila internațională, cu atacuri, cu riposte, cu contraatacuri, cu alte atentate, în care America, așa ca în Vietnam, nu se va descurca. Deci aceste două scenarii sunt previzibile. Domnul Tănase, am o idee din ceea ce spuneți, să mi-a trecut prin cap ceva. Mă gândeam, tot timpul mă gândeam la revendicările atentatului. Deci cine revendică? A fost frontul pentru eliberarea, frontul democratic pentru eliberarea Palestinei. A negat. A negat. Da, Osama Bin Laden, am auzit că și el a zis că n-are nicio treabă. Nu, nu. O parte din grupările afgane cu care el a avut legături. El deocamdată, tace. Știți la ce mă gândeam? Yasser Arafat a zis că n-are treabă. Mă gândeam că, practic, dimensiunea acestui atentat, dimensiunea cosmică a acestui atentat, îl face nerevendicabil. Nu cred că nimeni, nu va îndrăzni să-și revendice așa ceva. Pentru că în momentul ăla ar atrage, toată lumea va fi împotriva lui. Adică chiar și nu se poate revendica așa ceva. Să vrem e să de dimensiuni prea mari. Nici Osama Bin Laden cred că nu va îndrăzni să, să revendice. Pot să am o opinie diferită? Contrar. Pentru că este, nu contrar. Ideea este următoarea. Vedeți, mentalitatea noastră este tipică și, sunt convins că e și a mea și a oricăruia din spațiul cultural în care trăim. Nu este însă aceeași a celui care a planificat acest tip de, acțiune. Vrea să iasă în față, să pentru știe că, toată lumea. Pentru că a culege roadele unui asemenea atentat face parte din logica organizării lui. Nu. Și pentru lumea care îl susține pe el, care i-a produs autoritatea, toți acei sute de oameni, mii de oameni care trebuie să recrutați și trebuie să aduci spuneți la că e o altă legitimare, de absolut. Parte. Și nu va putea renunța la ea. Mai devreme sau mai târziu această revendicare va veni. Domnul Coliț, am o observație. Dar eu încerc să intru în mintea demențială a acelui individ. Aș face așa acum. Acest atentat rămâne puternic câtă vreme nu se știe cine l-a făcut. În momentul în care el trebuie să, în continuare, America trebuie să se teamă în fiecare zi a ei, de acum înainte, trebuie să se teamă că oricând se poate întâmpla asta. Atunci când ai devoalat, da, domnule, sunt eu, Khaled bin Sultan sau Osama Bin Laden, această teroare omniprezentă se va diminua. Deci nu o să mai fie, o să fie, da, domne, sunt ăia, bun, îi urmărim pe ăia, punem tunul pe ăia, ați văzut? Ăia sunt, nenorociții aia.
Câtă vreme nu va fi precizat, va rămâne o teroare aproape mistică asupra Americii. Un nu criminal care nu vrea să... Mâna, sabia lui Allah, cine a lovit, nu știe nimeni. Un criminal care nu vrea să iasă la suprafață pentru a ține sub teroare în permanență. Teroarea psihică asupra Americii e mai eficientă neștiindu-se cine și cum a făcut lucrul ăsta. Am înțeles. Avem legătura cu domnul Minovici? Da. Vom intra în legătură directă prin telefon cu un martor ocular, un cetățean român care locuiește și trăiește și lucrează în apropierea... Dați-mi voi să spun ceva apropo de războaie, că și aici este o problemă culturală. Sunt analize care spun că deja vorbim de al patrulea, deci al treilea a trecut, al treilea război mondial, a fost războiul rece. Deci acum întrebarea potrivită ar fi, a început al patrulea sau nu a început? Și tot așa, suntem tentați să gândim cu mentalul care a organizat celelalte războaie și care e complet diferit de ceea ce se întâmplă acum. Acum avem războaie mondiale prin simplu fapt că comunicațiile sunt mondiale și clar nimeni nu va mai putea opri acest lucru. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Ștefan Minovici, care trăiește la New York și care astăzi biroul domniei sale s-a aflat în biroul domniei sale foarte aproape de clădirile care s-au prăbușit. Bună seara! Bună ziua! Bună seara, domnule Tucă! Bună seara, telespectatori și oaspeții noastre! Domnul Minovici, spuneți-ne care este în momentul ăsta starea de spirit a americanilor și mai ales care sunt reacțiile? Reacțiile media, reacțiile oamenilor politici și celelalte reacții? Cum ați trăit dumneavoastră aceste evenimente și care sunt reacțiile acum acolo? În primul rând, v-aș spune că am impresia că trăim niște momente fantasmagorice. Efectiv, când am văzut cu ochii a doua clădire prăbușindu-se, a trebuit să mă ciupesc. Știu că vorbesc ca un copil, dar am refuzat să cred că, într-adevăr, ceea ce vedeam se întâmpla cu adevărat. Suntem într-o stare de șoc și depresie, evident. Am rămas împreună cu colectivul meu în birou. New Yorkul are o vreme frumoasă astăzi, sunt vreo 23 de grade, cer cristalin, este uscat afară și totuși plutește un miros de ars, chiar dacă birourile noastre sunt închise ermetic și este o ceață maronie pe râul de est la care mă uit, podurile și accesele înspre și dinspre Manhattan sunt închise, mă refer la tunelele, la poduri, la metrouri care pot duce călătorii din centrul orașului în alte cartiere. Tot ce vă pot spune că este la al doilea impact, când al doilea avion a lovit, deci World Trade Center se află la aproximativ un kilometru de clădirea noastră, da. Și vreau să spun că întreaga clădire s-a zgâlțit mult mai mult decât când cele două clădiri s-au prăbușit. Avem o cenușă albă pe străzi, mă uit, străzile sunt pustii, cred că sunt vreo 100 de mașini de pompieri, cisterne în zona în care mă aflu, mă uit la 4, 5, 6 vapoare de pompieri pe râul de est, coasta de gardă și poliția navală, să spun așa. Avem cenușă vulcanică sau ce pare a fi cenușă vulcanică, evident este fumul sau praful de la arsuri. Și evident că nu vom mai fi la fel începând din acest moment și pentru restul vieților noastre. Noi, în general, ne simțim foarte în siguranță în Statele Unite. Suntem, să zic așa, niște oameni echilibrați care nu ne temem de foarte multe. Iertați bolbăiala. Și de astăzi încolo, cred că întregul popor, întreaga națiune va fi schimbată pentru totdeauna. Spuneți-mi, din reacții, ce ați urmărit pe canalele de televiziune, reacții ale presei, ale politicienilor, oamenilor politici americani, care ar fi, am înțeles că deja au apărut atacuri împotriva administrației Bush și împotriva serviciilor, mă rog, FBI, CIA. Corect, deci în primul rând este un fiasco monumental al agențiilor noastre și ale serviciilor secrete. Pentru că acest gen de atac terorist a însemnat o orchestrare și un scenariu foarte, foarte bine pus la punct, foarte bine pregătit și, după cum ați văzut, extrem de bine executat. Ca cineva, începând cu CIA, National Security Council, sau mai bine zis National Security Agency, FBI,
și toate celelalte forțe de ordine și de securitate să nu aibă niciun fel de idee că acest atac va veni, este absolut de neiertat și de nejustificat. Pe lângă aceasta, ca patru avioane civile, patru jeturi să fie deturnate în aceeași zi de la același aeroport, la o diferență sau în 60 de minute, este ceva care nu are sens sau logică, ca să spun de așa. De necrezut, da. Deci câteva capete de la centrele noastre de securitate, serviciile secrete vor cădea, dar nu cred că asta mai are vreo semnificație sau vreo valoare. Președintele Bush însuși, la cele trei declarații pe care a dat până acest moment, cred că vocea dânsului de fapt ilustra șocul prin care chiar și șeful executiv american prin care el trece. Și vă spun, dimensiunea acestei catastrofe încă nu pot fi conturate corespunzător. Nimeni încă nu știe exact ce s-a întâmplat cu adevărat și, mai important, la ce să ne așteptăm de acum înainte. Da, s-a spus doar că a fost vorba de atacuri teroriste, n-a revendicat nimeni, n-a apărut nicio informație până în momentul ăsta care să spună că aceste atacuri teroriste au fost puse la cale de cineva anume. Din ce am aflat de aici... Da, mă scuzați. Vă rog. Cap de afiș, după toate agențiile sau știrile pe care le avem noi la ora actuală, este Osama Bin Laden. Și fără a încerca să speculez, nu mă îndoiesc că un răspuns corespunzător, mă refer la probabil un atac împotriva bazei acestui terorist declarat, va avea loc. Sunt multe voci în Senatul și Congresul American care au cerut ca toate celele teroriste să fie eliminat de cât se poate rapid. Iar din acest punct de vedere, cineva astăzi la Canalul 7 a declarat la televizor la noi că, într-adevăr, suntem martorii unui Pearl Harbor modern, referindu-se la atacul din 1941 asupra flotei americane din Hawaii. Cred că trăim aceleași momente cu aceeași intensitate și... Dacă este să ne gândim la numărul victimilor, nu mă îndoiesc că sunt de ordinul a 10 ori de mii. Deci centrul financiar, cele două clădiri, găzduiesc în jur de 120 de persoane pe etaj. Deci sunt 50 de mii de oameni care lucrează zilnic în aceste clădiri. Și la ora la care au avut loc cele două atentate, începuse ziua de lucru, pentru că au fost mai multe controverse legate de ora începerii de lucru la New York, ceea ce ar fi însemnat că oamenii nu s-ar fi aflat în clădire în primă fază, la momentul impactului. Se aflau sau nu? Câtuși de puțin. În general, oamenii din districtul financiar, de care este vorba, unde se află și World Trade Center, își încep activitatea, să zic, o bună parte din ei în jurul orei 6:30-7. Marea majoritate a personalului care lucrează în această zonă deja a intrat în birou la ora 8. Vă spun din proprie experiență. La ora 9, când au avut, sau în jurul 9, când au avut loc aceste atacuri, vă garantez că personalul era aproape complet în ceea ce privesc angajații. Mă gândesc chiar la ziua aleasă pentru acest atac, faptul că noi am terminat o mare sărbătoare, Labor Day, care a avut loc pe 4 septembrie, deci toată lumea s-a întors din vacanță acum. Toată lumea este la treabă, toată lumea și începe, să spun așa, munca după activitatea de vară. Am înțeles. Bun, vă mulțumim mult, domnul Minoviș, pentru intervenție. Vom păstra legătura în momentul în care apar alte informații legate de ceea ce s-a petrecut, ceea ce se petrece în America. Vom intra în legătură cu dumneavoastră. Bun, și eu vă mulțumesc, vă doresc o seară plăcută. Și eu vă mulțumesc. Ne oprim puțin pentru publicitate și după aceea ne vom întoarce la discuția din studio, la această emisiune, la această ediție specială a emisiunii noastre. Publicitate mai întâi. Pielea ți se acoperită mai mult timp, poți avea o senzație neplăcută de căldură și transpirație. Dar acum,
Pentru prima dată, Always Ultra Air Comfort lasă pielea să respire mai liber, pentru că permite vaporilor de transpirație să treacă prin milioanele de micropori ale stratului său inferior unic. Noul Always Ultra Air Comfort. Protecție maximă și un plus de confort. Alo, Night and Day. Noaptea, vorbele prind aripi. Da, continuăm emisiunea din această seară, ediția specială legată de evenimentele terifiante din America. Vreau să vă întreb apropo de integrarea în României în NATO, pentru că într-un fel sau altul ceea ce s-a întâmplat astăzi în America va avea efecte asupra politicii militare și nu numai Europei. În ce măsură integrarea NATO poate să fie privită din alte perspective? În ce măsură Europa își va modifica și America își va modifica politica integrării, lăgirii și politica în sine a Alianței Nord-Atlantice? Deci eu i-aș lăsa pe domnii Podiță. Eu aș vrea să spun un singur lucru. Rog. Îi las pe dâns și problemele astea de strategie nu-mi sunt foarte familiare, însă din punct de vedere economic, cred că vor fi consecințe chiar și asupra României. Se modifică niște ecuații în momentul de față. Deja aveam un anunț al BNR-ului care spunea că are suficiente resurse în Europa, BNR-ul, pentru că, așa cum știți, Banca Națională este, resursele ei sunt virtuale, ei nu se găsesc acolo depozitate în Banca Națională, sunt în bănci străine și constituie rezerva. Deci spunea BNR-ul că este securizat făcând apel la resursele europene, poate să supraviețuiască fără marile bănci americane, unde am avea depozite noi. Deci deja raportul ăsta dintre Europa și America, care s-a văzut astăzi la nivelul euro, la nivelul dolarului, care a jucat și în comparație cu yenul, cred că nu poate să nu aibă efect asupra României în continuare atât. Telespectatorii noștri văd imagini care păreau incredibile, puteau fi până astăzi imagini dintr-un scenariu de film, clădirea Pentagonului. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, ce imagini avem de acolo. Vă rog, domnul Tănase, domnul Cudiță. În primul rând trebuie să înțelegem dacă scenariul știut, calendarul știut al integrării NATO, deci al summit-ului de la Praga, se va respecta și dacă agenda care deja este cunoscută de la Praga se va respecta. Cred că totul în politica externă americană și în politica de securitate națională la Washington acum se discută de la zero. Că se va ajunge la aceleași concluzii și procesul va continua, va fi un rezultat al acestor dezbateri care se declanșează acum în politica americană. Pe de o parte, așa cum știm, săptămâna viitoare va fi discuția pe buget la Ministerul Apărării. Cred că vor cădea niște capete, așa a spus cineva, cred că va fi o dezbatere furioasă, se va ajunge până la urmă la o decizie bipartizană, pentru că tradiția politicii americane și în ce privește siguranța națională și ce privește politica externă este aceasta. Abia apoi putem să spunem ce se va întâmpla cu România dacă America va rămâne la fel de ferm, conform ultimei declarații făcute la primul turneu european al lui George Bush, că NATO trebuie să se lărgească și că va fi deci un al doilea val, ceea ce în acel moment închidea o dilemă dacă va fi sau nu va fi lărgit. Acum mă întreb dacă George Bush nu își va retrage cuvântul, dacă nu vor apărea amânări sau modificări de agenda. S-ar putea să nu, dar după o dezbatere la Washington care este absolut... care se vede de acum la orizont că va fi în jurul acestei discuții pe bugetul apărării, care se va lărgi pe această situație de criză, pentru că ea are nevoie de un bilanț, de o analiză și de responsabilități. Asta în legătură cu NATO, dar în ceea ce privește România în general, în urma acestor evenimente, pot să aibă loc urmări într-un fel sau altul asupra României? Sigur, în afară de urmările economice care sunt de întrevăzut, apropo de faptul că lumea este mondială, dacă mi-e permis să exprimarea asta. Numai... S-a căzut prețul petrolului? Petrolul, bursele, circulația financiară în ansamblu, nu numai bursele, informație, toate astea fac ca lumea de astăzi să nu mai poată fi insularizate zone decât pentru un timp foarte scurt. Dar nu mă întorc... o reacție izolaționistă în politica americană? Deci, asta vreau să spun că va fi marea dezbatere, apropo de și de NATO și de consecințe asupra României prin ricoșeu. Dezbaterea va fi de maniera următoare. În actualele condiții, în condițiile în care conceptual
cu siguranță totul va fi luat de la zero, va fi repus în discuție în acest sens. Este extinderea în favoarea securității americane? Va aduce un plus serios securității americane sau din potrivă? Trebuie să ne concentrăm pe mijloace interne și după aceea să vedem ce facem cu exit. Această bătălie, care a fost deja prefigurată înainte de aceste evenimente, va continua probabil la o temperatură mulțită, nu știu, cu 10 față de ce a fost acum. Și nu cred că cineva poate să spună cu siguranță care va fi rezultatul. Deci, din punctul meu de vedere, pot spune că ceea ce opțiunile luate pentru Praga până acum, cel puțin în stadiul actual, sunt suspendate. Nu sunt negate, nu sunt aruncate la coș, nu sunt infirmate, dar sunt suspendate. Pentru că revizia aceasta, tot ce înseamnă securitatea Americii, va fi făcută și va fi făcută în Congres, va fi făcută de publicul american. Un moment de tensiune. Exact, pe un moment de mare tensiune. Pe de altă parte, se schimbă chiar și pentru România, nu numai în perspectiva aderării la NATO, dar în sine trebuie să se schimbe un pic prioritățile apropo de securitate națională. România este un stat ca oricare altul care trebuie expus unui asemenea, în măsura în care, cum spuneam, este o societate liberă. Aceste priorități au fost tot scrise pe diferite hârtii, au mai fost puse, acum se pune problema. Sunt ele priorități în adevăratul sens al cuvântului? Ce resurse avem pentru ele? Ce resurse dedicăm din puținul pe care îl avem pentru asemenea soluții? Revenind la acest atac terorist, puteți să riscați un comentariu să spuneți de unde ar veni acest atac terorist? Pentru că toată lumea se întreabă de ce, cine? Sigur are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu? A fost omorât liderul... Da. Organizației pentru Eliberarea Palestinei, nu? Una din organizații. Și un lider militar, să zic așa. Da. Sigur, după părerea mea, nu putem face cel puțin de la masa aceasta decât speculații. Uitându-ne în general la problemă, cred că trebuie spus o etichetă din afară, nu poate fi pusă. Probabil serviciile în cele mai, cum să spun, sertarele de sub și cele mai ascunse, probabil că se lucrează ceva, dar nimeni nu poate spune cu siguranță, da, acesta este autorul din afară. Eu aștept două momente. Unul, acela revendicării, în care eu cred că totuși, în ciuda monstruozității consecințelor, totuși el va fi revendicat, fie că această revendicare nu va fi un soi de... dacă vreți, asumare triumfală, ci va circula pe dedesubt, prin canale, se va da drumul. Știm noi cine a făcut-o. Deja avem revendicări, dar avem revendicări necredibile, calificate chiar de către americani, ca armata roșie japoneză. Care se răzbune... O să fie tot felul de inși care o să declare că deci, au făcut-o. Deci o etichetă din afară, în momentul ăsta, nu cred că nimeni poate să o pune să spună, da, uite, astea sunt argumentele pentru care eu cred că X organizație a făcut. Cruciada de tipul Osama Bin Laden împotriva Americii este o ipoteză la îndemână, toată lumea o face, dar nu avem date ca să spunem cu siguranță. Dar puteți spune că e o consecință ceea ce s-a întâmplat astăzi a conflictului din ce în ce mai aprins aproape la faza de război din Orientul Mijlociu? Știți ce se întâmplă? De fapt nu e o consecință directă a ceea ce se întâmplă, ci este o consecință a unui joc pe muche de cuțit cu acceptarea violenței. Pentru că inclusiv în Orientul Mijlociu, dar nu numai acolo, s-a acceptat cu jumătate de ochi închis, cu jumătate de ureche astupată, cu jumătate de gură spusă, ideea că violența e acceptat. Mai rezolvă niște probleme, mai dă niște avantaje, mai dă niște posibilități pentru negocieri ulterior, mai face tot felul de... Cu alte cuvinte, în amalgamul acesta politic și diplomatic, violența a fost acceptată. Începând cu ziua de astăzi, după părerea mea, niciun politician cât de cât responsabil nu va mai putea să accepte acest tip de joc, decât dacă este completamente irresponsabil. De pildă, ce ați zice dacă eu aș numi acum pe morții din World Trade Center, din toate locurile, dacă i-aș numi pagube colaterale? Ar fi o expresie care a fost folosită în timpul... Așa aș vrea eu, acum să-i numesc pagube colaterale. Cum le-ar suna americanilor, celor care au pierdut pe cei dragi acum, dacă noi i-am numit pagube colaterale? Așa cum americanii au făcut-o. Care credeți că sunt urmările la nivel uman? Pentru că am vorbit foarte puțin de asta și imaginea care cred eu că a emoționat cel mai mult opinia publică de peste tot, dar și de aici, imaginea cu acei oameni care se cățărau, unii s-au aruncat de pe World Trade Center și pur și simplu căderea de sute de metri în gol a șocat opinia publică. Pentru că America
e o țară puternică, dar pe cât de puternică este, ea trăiește în forța ei, eu imaginez întotdeauna, e un uriaș cu un zâmbet feeric pe buze, așa, are ceva aerian, e puternic, e musculos, e aproape ca roboția din desene animate, dar are un zâmbet aerian feeric pe față și acest zâmbet îi dispare Americii câteodată. Câteodată America se trezește și se întreabă ce am făcut, ce fac. Odată la... Ce s-a mai întâmplat asta odată, s-a întâmplat în timpul războiului din Vietnam. Când brusc a avut loc acea trezire a Americii, dom'le, ce facem? Deci ani și ani de zile războiul din Vietnam a continuat, oamenii au continuat să moară, și lucrul ăsta a fost considerat ca intrând în viața de zi cu zi, până într-un anumit moment când America s-a trezit și a spus, ce fac? Cred că avem din nou un astfel de moment, America se trezește din zâmbetul ăla al ei de reverie, de pe față, și meritul ei este că întotdeauna urmează o reevaluare după asta. Deci se întâmplă ceva cu America. America este țara care e capabilă să se schimbe, este capabilă să recepționeze chiar și o astfel de lovitură de măciucă, și să o asimileze și să încerce după aceea să-și reformuleze. Nu se trece peste ea pur și simplu, ca și că nu s-a fi întâmplat. Nu, să rămână... Nu, America se va redefini la nivel de popor. A mai făcut-o în istorie. E capabilă de lucrul acesta. În ceea ce privește Europa? Europa va lua aminte, în primul rând, la acest tip de pericol de care se crede în continuare oarecum la adăpost. Episoadele de terorism din Europa au fost aproape, cum să spun, de vodevil, cu excepția un avion care a Lockerbie sau, dar ce știu eu, Rote Arme Fraction sau alte brigățile roșinare. Deci, dacă facem comparația, lucrurile arată un soi de terorism de vodevil, care e deja împins în penibil. Și se credeau experiența exact, consumată. Al anilor 60, începutul anilor 70. Deci Europa va lua aminte, neapărat. Și nu numai Europa în ansamblu, ci fiecare stat împreună. De aminte, cred că la ora asta NATO face și el în celulele de la Bruxelles o reevaluare a amenințărilor de tip terorist și probabil că va exista o coordonare, cel puțin prin intermediul NATO. Dar mă aștept să fie și la nivelul Uniunii Europene o coordonare, o altfel de abordare a problemei schimbului de informații și cooperării serviciilor de informații decât până acum. O altfel de abordare a controlului, apropo de spațiul Schengen, apropo de mobilitatea diferitelor persoane și grupuri, și foarte probabil un alt tip de control asupra materialelor explozibile și altor mijloace din acestea de acțiune teroristă. Îl avem la telefon pe domnul Ocli, pe domnul Tănase. Îmi cer scuze, îl avem la telefon pe domnul Sorin Ducaru, ambasador României în Statele Unite ale Americii. Bună seara, domnule Ducaru! Bună seara, domnule Tucă! Spuneți-ne care sunt ultimele reacții sau spuneți-ne dumneavoastră ce trăiți ca ambasador al României în Statele Unite și care sunt reacțiile diplomatice, să spunem, pentru că astea vă stau la cel mai mult la îndemână în acest moment după ceea ce s-a întâmplat astăzi în America. Sigur, dacă ar fi să mă refer la un sentiment personal pe care l-am trăit văzând fumul ieșind din clădirea Pentagonului american exact în zona pe unde obișnuiam să conduc în drum spre casă, vă dați seama că impactul este imediat și este profund. Aș spune că după un moment sau o perioadă de vârf a agitației și oarecum a panicii în zona Washingtonului, lucrurile s-au mai calmat, clădirile, instituțiile au fost în general evacuate, lumea s-a retras către domicilii, acum traficul este mai fluent. Se pare că șirul atentatelor s-a oprit. S-ar fi încheiat. În legătură cu pozițiile care au fost luate, sunteți probabil la curent cu mesajul transmis de președintele Bush, care se referă la faptul că aceste atentate nu vor rămâne nepedepsite. Se pregătește o întâlnire a șefului executivului american cu lideri ai Congresului SUA, care să evalueze situația, să determine atât măsurile pe termen imediat, cât și cele pe termen mediu, și cred că intrăm într-o fază în care se reevaluează întreaga strategie de securitate americană, care va pune în centrul atenției problema terorismului internațional și cu toate consecințele care decurg din această reevaluare.
Spuneți-mi, vă rog, în legătură cu românii stabiliți la New York și la Washington, la New York în primul rând și la Washington, ați avut reacții la ambasadă? Au sunat familii de aici? S-a întâmplat ceva, vreun eveniment nefericit? S-au aflat în clădirile, cele două clădiri care s-au prăbușit? Aveți informații de genul ăsta? Până în acest moment nu s-a raportat niciun fel de cetățean de origine sau de etnie română printre victimele atentatelor. De altfel, nu există rapoarte precise, nici măcar cifrele, ordinul de mărime legat de astfel de victime. Aș spune că în ce privește personalul misiunilor diplomatice românești din SUA, atât cel din al ambasadei, cât și cel din New York, Chicago sau Los Angeles, sunt în stare de siguranță, atât ei cât și familiile lor, și aș aprecia calmul și profesionalismul cu care toți au acționat în aceste momente. Am creat celule de criză în toate aceste misiuni. Sigur, centrele sunt la Washington și la New York. La Washington am avut câteva cazuri de solicitări ale unor cetățeni care se interesau despre posibile informații legate de acest eveniment, inclusiv posibilitatea de a transmite mesaje spre țară. V-aș semnala însă că este mult mai ușor să prinzi centrale telefonice americane dinspre Europa, spre SUA, decât invers, dinspre capitala americană către Europa. Spuneți-mi, vă rog, e o informație pe care bănuiesc o aveți. Sunt mai multe controverse legate de acest eveniment. Câți oameni se aflau în clădirile World Trade Center? Există vreo informație oficială din acest punct de vedere? Nu există nicio informație oficială. Sunt estimările care au apărut și pe agențiile de știri, pe website-uri, care sunt extrem de, au o dispersie extrem de largă, de la câteva mii la câteva zeci, poate chiar sute de mii de persoane. Deci nu avem niciun fel de date de precizie în acest moment în legătură cu... A existat vreo reacție oficială, vreun comunicat sau vreun ordin în ceea ce privește ambasadele, locurile diplomatice, să spunem, stațiile diplomatice, locurile diplomatice? Am stabilit puncte de comunicare atât cu reprezentanța ai Consiliului Securității Naționale, cât și ai Departamentului de Stat. Din mesajele semnale care le-am primit, misiunile diplomatice nu reprezintă o țintă a acestor atentate. Se pare că țintele sunt instituțiile guvernamentale americane sau clădiri simbol, cum ar fi World Trade Center-ul din New York. Pentagonul. A rămas la latitudinea șefilor acestor misiuni diplomatice decizia de a le evacua sau de a continua activitatea în continuare. Noi am luat decizia de a continua, sigur luând măsurile de siguranță proprii în astfel de situații neobișnuite. Știți cumva, probabil că e prematur să vă întreb, dar vă întreb, urmau să aibă loc niște vizite ale oficialilor români, primul ministru, am înțeles că urma să meargă. În momentul ăsta bănuiesc că nu se știe nimic despre această vizită, dacă va avea sau nu va mai avea loc. Ceea ce era pe tapet, aș spune, și practic în faza finală de pregătire, a vizita domnului președinte Iliescu la New York, o vizită care avea o componentă multilaterală legată de summitul dedicat copiilor, precum și o componentă bilaterală, întâlniri cu reprezentanții ai administrației, senatori americani, oameni de afaceri, membrii ai unor organizații academice. Se pare că din motive de securitate întreg summitul dedicat copiilor va fi amânat pentru o dată ulterioară. Cât privește celelalte evenimente avute în vedere pe agenda bilaterală, care urmau să fie precizate, aș spune, în timp, rămânem în continuare în legătură pentru a le a stabili detaliile pentru acestea. Bun, vă mulțumim mult pentru intervenție, domnule Ducaru. Și eu vă mulțumesc și vă salut. Revenim la discuția din studio, dar înainte de asta, publicitate. Pătul
Ulrica lui preferată iar l-a spălat. Este îngrijorat că nu va mai fi la fel de moale și catifelată ca înainte. Și îl înțeleg, cu timpul detergentul asprește țesăturile și le face mai rigide. Dar acum adaug și Lenor, pentru că Lenor păstrează rufele moi și pufoase și atât de ușor de călcat, așa că scumpul meu e din nou cel mai fericit. Te simți bine în Lenor. După ce m-am spălat prima oară cu Dove, pielea mi-a rămas mai fină, mai catifelată. E o senzație plăcută de moale, de ușor. În timpul unei pauze, întotdeauna îmi doresc să mănânc ceva bun. Dar după fiecare masă apare pericolul cariilor, deoarece nivelul pH-ului din gură scade. De aceea amestec Orbit fără zahăr după fiecare masă. Orbit te ajută să-ți protejezi dinții împotriva cariilor prin creșterea nivelului pH. Mestec Orbit după fiecare masă, așa cum fac și eu. Orbit protejează împotriva cariilor. Mr. Proper detergent de curățat. Pui doar puțin și Mr. Proper, cu puterea lui, acționează rapid și curăță ușor murdăria în toată casa. Treaba e atât de ușoară ca într-o joacă de copii. Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor, Mr. Proper. Nou de la Orbit. Orbit Sweet Mint protejează împotriva cariilor. În liceu am primit o compunere care trebuia să spunem cine suntem și eu am încercat pe toate căile să mă arăt un tough guy, un dur așa, să arăt tot felul de lucruri de care eu mă pot detașa și concluzia profesoarei a fost cu roșu, nu, de fapt ești un romantic incurat. Vino să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. Citește Jurnalul Național și cât ai numărat până la 7, câștigi premii de peste 1 miliard. În octombrie te așteaptă la scară mașina care ia ochii tuturor. Un super Citroen Xara Picasso. În noiembrie citești Jurnalul Național și câștigi o linie audio Philips de sperie vecinii. Plus un video recorder Sony, un mega televizor Philips și un DVD Sony. Iar în decembrie, pregătește-te să petreci sărbătorile în casă nou mobilată. Jurnalul Național îți oferă mobilier complet pentru 2 dormitoare, living și bucătărie, plus aparate electrocasnice, un aragaz indesit, un aspirator Philips, o combină frigorifică și o mașină de spălat Whirlpool. Vrei să câștigi? Citește Jurnalul Național! Vrei să câștigi mai mult? Abonează-te la Jurnalul Național! Toamna asta, Jurnalul Național e plin cu premii! Detalii în ziar! Ciuc încă una și câștigi! Unul dintre aceste 3 Volkswagen New Beetle poate fi al tău, cu numai 2 capace de Ciuc Premium. La fiecare 2 per Ciuc Premium, cere în magazin talonul de concurs, completează-l și trimite-l alături de cele 2 capace până la 10 iulie. Cere Ciuc! Cere încă una și câștigi! Touches blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet. They've been with me for years. I take one step for you, and then two for myself. All I need to be stronger. I need to be stronger. Informația de ultimă oră ne spune că s-a declarat stare de necesitate și în Washington. Noi continuăm discuția de aici. În timpul ăsta, dumneavoastră, veți urmări imaginile transmise în direct de CNN și nu numai în direct, ci și imagini de la ceea ce s-a întâmplat astăzi, cele câteva atacuri teroriste care s-au soldat, după unele estimări, cu mii, zeci de mii de morți. Bun. Niște concluzii la ceea ce am discutat în această seară, niște concluzii la ceea ce s-a întâmplat astăzi, domnule Popescu. Eu ce am avut de spus, am spus. Nu mai am decât o singură imagine în cap. Cred că, ca român, și cred că orice român trebuie să se gândească la asta, trebuie să ne imaginăm în locul World Trade Center-ului intercontinentalul, în locul
Pentagonului, Casa Poporului, și în locul, eu știu, al Departamentului de Stat, să ne imaginăm clădirea Guvernului din Piața Victoriei. Trebuie să facem acest exercițiu mental, pentru că, repet, acum nu a fost lovită numai America, a fost lovită întreaga lume, și o astfel de imagine este foarte apropiată de realitate, de realitatea, cum să spun eu, mentală, psihologică a ceea ce s-a întâmplat și pentru noi românii. Înțeles. Mulțumesc, domnule Codiță. Vreau să spun că drama care se petrece sub ochii noștri și care ca epicentru America este fără îndoială una care privește în întreaga lume, nu numai cea occidentală sau cea care, dacă vreți, are aspirații de integrare, ci întreaga lume. Este un semn de întrebare pe care vor trebui să și-l pună și adversarii ideologici ai Americii și mulți alții. Din punctul ăsta de vedere, cred că politica va trebui și va coborâ câteva vreme de pe piedestaluri mai filozofice sau, dacă vreți, ideologice, va coborâ cu picioarele pe pământ, pentru că asemenea eveniment arată cu claritate că politica înseamnă oameni, vieți de oameni, și că esența politicii nu este frumusețea unui concept, nu știu ce bătălie a forțelor pregătite sau care se declanșa, ci este vorba de oameni și de viețile. Vorba de oameni, pentru că am văzut oameni disperați aruncându-se de la 400 de metri înălțime sau oameni atârnați pe ferestre, gata să se arunce în gol pentru a scăpa. Este tragică, e nevoie de o asemenea tragedie ca lucrul ăsta să se întâmple, dar probabil dacă mă uit în tot molozul din jur, singurul lucru bun pe care îl văd este acest proces. Politica se va coborî cu picioarele pe pământ, cel puțin pentru o vreme și în America și în alte părți, după cum cred că ar trebui să coboare de multă vreme și la noi. Da, domnule Stelian Tănase. Întrebarea după asemenea tragedie, care probabil nu s-a terminat, este la ce folosește asemenea acțiune? La nimic. Produce un bilanț tragic și care ne introduce acum într-o perioadă, cred, de nesiguranță și incertitudine. S-a spus și aici mai devreme, totul va fi pus în discuție, că în toate capitalele europene, în termenii cei mai simpli, siguranță, politică internațională, schimburi economice, totul se va recalcula. Și aș încheia cu un lucru care de asemenea s-a spus, America și lumea a avut o istorie până astăzi și de azi încolo o cu totul altă istorie. Mulțumesc pentru ultima dată în această seară. Urmăriți publicitatea. Cum poți folosi o singură linie telefonică obișnuită? Dai un telefon sau transmiți un fax sau navighezi pe internet. Doar câte opțiune pe rând. Acum RomTelecom vă pune la dispoziție serviciul ISDN. Pe aceeași linie, dar cu acces ISDN, dai telefon, transmiți faxuri, navighezi pe internet, poți transmite date, organiza videoconferințe, super rapid și totul în același timp. ISDN, super serviciul oferit de RomTelecom. Ca și tenul, hainele cer îngrijire completă. Pentru ele ai Bona 3 în 1. Curătare în profunzime, zone problemă, fără cuzuri, fibre plăcute la atingere. Bona 3 în 1 le face pe toate deodată. Detergentul, balsamul și ingredienții de scoatere a petelor îți fac hainele demne de admirație. Unic, Bona 3 în 1. Îngrijire completă. Cif te ajută să cureți toată casa foarte bine și foarte ușor. Nu te teme să folosești Cif cremă pentru suprafețele delicate și aparatele de bucătărie, oricât ar fi de murdare. Fii sigură că nici chiuveta, nici suprafețele lucioase ale robinetelor, nici cada nu vor avea de suferit, pentru că Cif cremă are mare grijă de casa ta. Curăță cu delicatețe, fără să zgârie, și îndepărtează rapid cele mai dificile pete. Curățenie la puterea Cif. Oh, ce zi încărcată! Ești elegant, mergem undeva? Părinții mei ne așteaptă la masă și am întârziat deja. Ai timp să te pregătești? Nicio problemă, am secretul meu care mi oferă prospețime întreaga zi. Arăți extraordinar și miroși bine. E un spray nou? Nu, este noul meu Secret Platinum cremă. Niciun alt deodorant spray nu mi-a oferit atâta prospețime. Este suficientă o singură aplicare pe zi și doar două clicuri. Pentru că este un antiperspirant cremă, este ușor absorbit și te protejează împotriva transpirației și a mirosului neplăcut mai mult timp decât orice alt deodorant spray. Te-abia aștept să ajungem.
Secret Platinum Cremă. Suficient de puternic pentru un bărbat, dar în special creat pentru o femeie. Vino să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. Citește Jurnalul Național și cât ai numărat până la 7, câștigi premii de peste 1 miliard. În octombrie te așteaptă la scară mașina care ia ochii tuturor. Un super Citroen Xara Picasso. În noiembrie citești Jurnalul Național și câștigi o linie audio Philips de sperie vecinii, plus un video recorder Sony, un mega televizor Philips și un DVD Sony. Iar în decembrie, pregătește-te să petreci sărbătorile în casă nou mobilată. Jurnalul Național îți oferă mobilier complet pentru două dormitoare, living și bucătărie, plus aparate electrocasnice, un aragaz indesit, un aspirator Philips, o combină frigorifică și o mașină de spălat Whirlpool. Vrei să câștigi? Citește Jurnalul Național! Vrei să câștigi mai mult? Abonează-te la Jurnalul Național! Toamna asta, Jurnalul Național e plin cu premii! Detalii în ziar! E un moment pe care nu-l poți uita? Excelent! Zilele care contează, Scol le premiază! Uită-te pe capace și formează din cifrele inscripționate o dată importantă din viața ta, adică ziua și luna. Trimite cele două capace la căsuța poștală 10, Oficiul Poștal 10 București și spune ce reprezintă această dată pentru tine. În fiecare săptămână poți câștiga un automobil Hyundai Accent sau o petrecere Latino. 10 săptămâni, adică 10 Hyundai Accent. Vrei și mai mult? Scol îți mai dă o șansă! La marea tragere la sorți din 23 noiembrie poți câștiga marele premiu de 1 miliard de lei. Scol Beer. E limpede că e bună. Iaurtul Danone natural conține fermente active special selecționați de Danone, ce contribuie la sănătatea organismului. Danone Natural, porția ta zilnică de sănătate. Câștigi fără să transpiri dacă dezinfești orice etichetă de Lady Speed Stick sau Men Speed Stick și o trimiți într-un click la căsuța poștală 8 Oficiu Poștal 10 București până pe 15 septembrie. Ai șansa să câștigi un apartament în orașul tău, 6 aparate DVD, 1000 de umbrele și 1000 de pelerine de ploaie. Câștigi fără să transpiri. Ce n-ai face ca să te răcorești și să scapi de mătreață? Intra la apă. Ai îngheța? Sau pur și simplu te-ai arunca la ceva senzațional? Uită de toate astea. Simte prospețimea cu Head & Shoulders Menthol. Senzațional nu-i destul. Fii cool. Ediția specială a emisiunii noastre se încheie aici. Le mulțumesc invitațiilor mei din această seară pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit emisiunea noastră. Vă rog să urmăriți în continuare buletinele de știri și principala emisiune informativă, Observatorul, de la care va fi în continuare. Vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă și, de asemenea, atunci când e cazul, vom organiza noi dezbateri pentru a, să spunem, a cuprinde cât mai bine acest tragic eveniment. America se află sub teroare. Vom mai discuta despre aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vom vedea atunci când va fi cazul. Vă mulțumesc. Țineți aproape.